Bomb Marc Adnea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, trimis în judecat. Fostul secretar de stat în Ministerele Transporturilor, sublinierei dezvoltării Ioan Andreica, a fost trimis în judecat, joi, de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru trafic de influent, alături de un subordonat al său, sublinierei mai mulți oameni de afaceri. În dosarul mediatizat prin comunicatul numărul 179/8/3 din 24 martie 2012, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecat, în stare de libertate, a inculpailor. Andreica Ioan, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, respectiv în Ministerul Dezvoltării, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea trafic de influent. Sabu Ioan Claudiu, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de trafic de influent, în form continuat 2 acte materiale. Palade Adrian, fost subordonat al lui Ioan Andreica, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de complicitate la trafic de influent. Stamatoiu Cristian, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de cumpărare de influent, în form continuat 2 acte materiale. Cozariu Mihai Mircea, reprezentant legal al SC Interdevelopment SRL, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de cumpărare de influent. Popescu Lazure, administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reinut următoarele infracțiuni: complicitate la trafic de influent. Instigare la sepelare de bani, în form continuat 3 acte materiale. Setenescu Mihai, administrator al SC Duomat SRL, societate interpus în transferul sumelor de bani reprezentând obiectul traficului de influent, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de sepelare de bani, în form continuat 2 acte materiale. Setenescu Cezar, administrator al SC Urban Lux SRL, societate interpus în transferul sumelor de bani reprezentând obiectul traficului de influent, în sarcina căruia s-a reinut infracțiunea de sepelare de bani. Istrate Ion, persoan care controla SCL Arena SRL, în sarcina căruia s-au reinut infracțiunile de complicitate la trafic de influent, în form continuat 2 acte materiale. Sepelare de bani, în form continuat 2 acte materiale. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reinut următoarea stare de fapt. În cursul anului 2009, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au fost alocate fonduri pentru derularea proiectului de sistare a funcționării gropilor de gunoi menajer din Jud, Bistria, Neseudi, de ecologizare a zonelor în care acestea au fost amplasate. Contractul de realizare al lucrurilor a fost atribuit societii unei asocieri din care făcea parte ISC Interdevelopment SRL, autoritatea contractant fiind Consiliul Județean Bistria Neseud. În condiile în care au apărut o serie de dificultăți din partea autorității contractante în derularea contractului,
inculpatul Stamatoiu Cristian, administrator de facto al SC Inter Development SRL, având acordul reprezentantului legal a aceleiai societăți, inculpatul Cozariu Mihai Mircea, a acceptat solicitarea inculpatului Sabu Ioan Claudiu de a plăti anumite sume de bani care se asigure, pe de o parte, de blocarea peleilor pentru lucrurile executate, iar pe de altă parte se asigure pe viitor derularea contractului fără alte impedimente. În schimbul banilor, inculpatul Sabu Ioan Claudiu a susținut că îi va trafica influența, în mod direct sau altur, de a-l inculpa Andrei Caioan, la data faptelor secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe lângă președintele Consiliului Județean Bistrian Neseud, astfel încât autoritatea contractant se asigure derularea contractului în condiții optime. Sumele de bani au fost plătite în perioada martie 2010-martie 2011, în modalitatea indicată de inculpatul Sabu Ioan Claudiu, în baza unor contracte de consultanți fictive, încheiate între SC Inter Development SRL, SparVerlec, SC Inter Development SRL, SCL Arenal SRL, SCL Arenal SRL, SC Geogis Proiect SRL. Mecanismul infracțional au fost implicați inculpați Stratejon, persoană care controla SCL Arenal SRL, Popescu Lazure, administrator al mai multor societăți comerciale între care SparVerlec, precum Andrei Caioan, fiecare dintre ei având un rol prestabilit, pe baza unei înelegeri prealabile. Concret, în perioada martie-decembrie 2010, la diferite intervale de timp, inculpatul Sabu Ioan Claudiu a pretins sumele de 300.000 euro, martie 2010, 89.900 lei, decembrie 2010, de la reprezentanții SC Inter Development SRL, prin intermediul lui Stamatoiu Cristian. Primirea efectivă a banilor s-a făcut prin intermediul contractelor fictive, după cum urmează. La data de 2005-03.2010 a fost încheiat un contract între SC Inter Development SRL și firma SparVerlec, în valoare de 100.000 euro, sum de bani ce a reprezentat prima tranșă din suma pretins de inculpatul Sabu Ioan Claudiu. Suma a fost efectiv achitat de către SC Inter Development SRL la data de 01.04.2010. O parte din bani, respectiv 25.500 euro, i-a revenit lui Sabu Ioan Claudiu, în baza unui contract de consultant, iar o altă sumă, 17.000 euro, i-a revenit lui Andrei Caioan, în baza unui contract de consultant încheiat de oferul său, Palea de Adrian, cu firma SparVer. La data de 104.2010, a fost încheiat un nou contract de consultant, de această dată între SC Inter Development SRL și SCL Arenal SRL, societate controlată de inculpatul Stratejon, în valoare de 200.000 euro. Inculpatul Stratejon a creat un mecanism comercial și financiar fictiv prin interpunerea societății SC Duomat Invest SRL, pentru a disimula proveniența și beneficiarii reali ai sumelor reprezentând obiectul traficului de influență.
În cele din urmă, banii au fost retrai în numerar de inculpai Setenescu Mihai o alt persoană. În luna decembrie 2010, suma de 89.900 lei a fost transferat, la solicitarea lui Stamatoiu Cristian, în baza unui contract de prestări servicii încheiat între SCL Arenal SRL ISC Geogis Proiect SRL. Ulterior, pentru încasarea sumei de 89.900 lei, inculpatul Sabu Ioan Claudiu a beneficiat de ajutorul inculpatului Straton, care, în baza unei înelegeri prealabile, a creat circuitul financiarii comerciale la Real SRL SC Geogis SRL SC Urban Lux SRL SC Duomat Invest SRL. În vederea confiscării speciale, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile imobile aparinând din culpailor Stamatoiu Cristian, Cozariu Mihai Mircea, Andrei Caioan, Sabu Ioan Claudiu, Istrate Ion, Popescu Lazare, Setenescu Cezar.